Potrivit cotidianului Mesagerul Hunedorean, liderul socialdemocraților hunedoreni Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara, a anunțat că în data de 10 ianuarie a acestui an, Facebook i-a anulat pagina, cu toate că a respectat toate regulile impuse de rețeaua de socializare. În ciuda demersurilor făcute prin e-mail, răspunsul a fost același. Solicitarea este în analiză, deci trebuie să mai aștepte până la remedierea problemei. A trecut o lună și jumătate de când pagina de Facebook a președintelui Consiliului Județean Hunedoara a fost anulată și deranjat de faptul că nu-și mai poate promova activitatea, Laurențiu Nistor a sesizat SRI pentru a afla ce se întâmplă de fapt. Președintele Consiliului Județean Hunedoara consideră că este victima unui atac cibernetic.